Salut băieții și bine am găsit la un episod din seria noastră de Rage Multiplayer. Băieții, de data asta suntem pe contul lui Alexandru și filmăm un episod în FBI pentru că ne-a dat contul și vreau să vă arăt și eu lucruri noi și probabil o să încep să filmez în mai multe facțiuni, să vedeți și voi cum e pe GTA 5 în facțiunile care vreți voi să le vedeți, gen pe care, unele. Îmi lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți ceva anume într-o anumită facțiune și eu încerc să fac rost de cont să filmez cum e în facțiunea respectivă. Înainte să dăm drumul la treabă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă sunteți pe canal să vă abonați, să prindeți clopoțelul și hai să vedem Slash Wanted. Mamă, ce aici, mâncați aș gura ta. Hai să vedem, ieșim și noi afară, FBI garaj. Am crezut că asta e mașină de FBI, ești nebun? SVF. SVF. Frogger. Ce e asta, Frogger? Serios, mă? Am luat elicopterul și nici nu mai știu unde e garajul acum, am mâncat, ești gurat. Aoleu, dracu, mă. Dar nici măcar nu e checkpoint, ești nebun la garaj. La garaj, doamne, la facțiune. În fine, hai să dăm un wanted să vedem cine e mai aproape și 1200 de metri. Robbery. Bă, în FBI aici e bine că poți să te duci după ce wanted vrei, la ce rang vrei. Și faci raportul destul de ușor. Ia să dăm un slash raport. Drugs 5 din 5. A confiscat 5 droguri? Uite mă, FBI aici. HQ. Da mă, ăsta e HQ. Dar n-are, am intrat la sincer la nemereală. Dar n-are, n-are iconiță de aia. FBI. Mamă, cum e? Bun, hai să mergem după Marga Legend, mai dăm o dată MDC330, deci are robbery, altul alte nume poate să ia. E bine că raportul poți să-l faci singur pe GTA 5, nu ai nevoie de colegi, adică nu că poți să-l faci singur, că și pe SAM poți să faci singur, dar nu prea poți să mergi după robbery și după ăștia că o să fie mai mult, uite-l pe ăsta. De obicei stau mai mult și fac dămâși, tu singur nu poți să tragi, trebuie să-l bubui. Ai mă, ce dracu. Dar să-i facem pană. În primul rând la tir. Așa. Și mergem în fața lui. Da, nici nu mai face job băiatul. E nebun ca să fugă de poliție. Dar nu înțeleg ăștia care au wanted 6 și fug. Cât cred că poate să fugă? Că durează 2 ore și ceva ca să le expire wanted-ul. Tot wanted-ul. Dar ei tot nu se opresc. E nebun. Adică ei cred că poate să fugă așa 2 ore fără să-i oprească nimeni sau nu știu. Da mă, să-i dau și la roata aia din față. Asta e nașpa că la tir nu poți să-i tragi prin spate, dacă era cu mașina mică îl opream repede. Ia mă că îi spamăm, că asta trebuie să explodeze la un moment dat, nu? Marga Legend. Aha, hai că treci prin mine, fraiere. Trage downhill. Gata, mamă, 264 are la raport, ești prost. Mamă, altul 1800 de metri, 2700, 1800, o ante de 6, altul cu robării. Ăștia dau rob, dar nu-i prinde nimeni, ciudat, gen. Sunt 3 facțiuni, gen de poliție, 3 departamente și wanted-ul e plin. Nici nu am văzut cât sus, dar cred că sunt peste 30 de jucători. Și robării cel mai ușor de făcut, mai ales la NG, că și acolo poți face de la rang 1, oricum le SPD-ul au luat majoritatea rang 2, dar ei mai au pe lângă asta și ia. Abuzer. E dus. Bă, ești prost, e ușor să faci raportul, în PD nu cred. Hai să vedem Wanted 2, atacare polițist, nici asta n-are drept. E easy, mă, să faci raportul în PD și singur și cum vrei tu. Poate să mai filmăm pe contul Alexandru dacă nu reușim să facem rost de vreun cont în LSPD unde putem să luăm permise, unde putem să dăm amenzi. Vreau să mă duc să dau și un arest, dar nu știu cum se dă arest, sincer. Mai bine nu mă duc să dau arest, că nu știu unde se dă arest aici. Încă n-am fost, gen, încă n-am dat niciun arest și decât să iau pe cineva să... să întreb pe slash de cum dau arest sau unde dau arest, îi mai fac și de rest contul ăsta, poate l-a dat până acum așa. Na, în fine, nu contează. E bine că putem să facem
Robber și de-astea. Nu știu, cu drogurile cum ești, gen, poți să-i oprești, să faci controle sau chiar nu știu în FBI cum e cu controlele astea, dar cred că poți să oprești jucători random pe random. Da, random, practic, să-i întrebi, să-i dai de ăsta, cum zice, frisk sau cum e comanda, dacă au drogurile ei, dacă nu, nu, și cred că dacă au drogurile, dai și wanted. Asta, bă, ăsta mă aleargă, mă, ia, altul wanted. 1200, 700, 2000, 1200, ăsta ia. A, ăsta are la fiș. N-au treabă, mă, ei fac fiș cu wanted 6, ești nebun. De bine că dacă ai, uite cum e Alexandru cu 200 și ceva de puncte până la a doua săptămână, cred, de resetare raport, nici nu mai are rău să facă, că are și orele, are și punctele. Face cam repede și sincer cred că ar trebui mărit raportul la PD, pentru că se ia și foarte ușor oante, adică dacă eu merg pe stradă acum și din greșeală îl calc pe unul că o să aruncă cineva în fața mașinii, el am de call 112. Și au wanted și sunt foarte mulți care au wanted 1 aiurea, dar PD-ul nu face nimic și le expiră și ar trebui mărit raportul, sincer, la măcar 100 de puncte, că văd că el are 40. Bă, de ce 501? Rubber, da. Spor. Musă. Ia altul wanted. 200 de metri, altul boss, Daviduț. Pe slip în casă, probabil. Sau, acum a terminat robul, cred. Că e aici și aici, gen, se termină și robul. Ori e pe slip, ori acum a terminat robul. Oricum, mulți așa-și fac raportul și de asta e și asta e un lucru aiurea. Mulți din departamente stau și campează aici la robări, unde se termină robul. O, mă. Au. Daviduț. De Florin. Ah, erau amândoi cu robbery. Bă, dar e de 2 puncte. What? Dă și 2 puncte și mai au și doar 40 la rank 2. What? Se face exagerat de repede raportul. Iată, 21 cu wanted. Și nu se duce nimeni după ei, Orange Fanta. Altul, ia uite-l. Păi eu i-am făcut raportul ăsta în 7 minute, ești nebun? Raport de FBI rank 2. Nu știu dacă o să rămân așa, nu știu dacă o să fie schimbat, dar părerea mea e că e exagerat de mic și mai dă și 2 puncte. Ce n-ar trebui să dea 2 puncte. În fine, și... Da, mă, vreau să vă zic că am aplicat și eu la lider. Probabil dacă o să luăm lider nu o să mai apuc să filmez pe conturi așa. De fapt nu știu, cred că am voie dacă sunt YouTuber, gen YouTuber pe server, că nu toți care filmează au gradul. Dacă ceri voie, cred că ai voie să faci clipuri pe alte conturi, că nu văd nimic wow. Că normal n-ai voie să faci activitate, dar dacă ai YouTuber și vrei să filmezi 15 minute pe un cont odată la câteva zile, nu cred că e vreo problemă. Bine, ăsta e la 4000 de metri, e la care l-am băgat, J-Eliot, altul. E cu first degree, pe unde se dă mare, că nu știu. Și am uitat să-l întreb pe ăsta. Cred că tot la LSPD, dar nu mă bag la resturi, că nu știu. Dar, Robby Cox, uite-l, altul cu Rob. Acum termină, mă, toți dau Rob și fiți atenți că, deci dacă stăteam acolo să campez, cum fac majoritatea din departamente, îmi făceam raportul în 3 minute, să nu exagerez 3 minute, pentru că ați văzut că dă 2 puncte pe kill. Și să nu exagerez 3 minute, era gata raport de FBI rank 2. Uite, ăsta dă ture pe aici. De ce 298? Uite și tu, mă, cum crește, ești un... Da, mă, și cred că cam asta ar fi cu videoclipul, adică ați văzut care e treaba cu FBI-ul. Poate intrăm și noi și dacă luăm lider, vedeți, gen, și alte lucruri mai interesante, cu reclamații, cu acceptăm, cu ședințe din departament și cu toate astea.
Și putem să facem și oante și tot ce vrem pe contul nostru. Cam asta ar fi băieți cu videoclipul. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Și dacă vă plac episoadele cu Rage, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Hunter și ne vedem data viitoare. Re.